Îi mulțumesc foarte mult celei care, din punctul meu de vedere, este fără îndoială unul dintre românii care dezvoltă această țară. Românii care dezvoltă România cu tot sufletul lor, cu ficatul, cu inima, cu creierul, cu absolut toată energia pe care o au, mută munții. Și am să o invit pe scenă alături de mine, pe Cristina Chiriac, sigur, este președinte CONAF, este inițiatorul acestor evenimente, este doctor în economie, este antreprenor și este ubicuă. Este când aici, când în Iași, când în Timișoara, când la Bruxelles, următoarea destinație. Felicitări și mulțumesc pentru că mi-ai îngăduit să fiu alături de tine. Am să te las, te rog să te așezi, microfonul este aici. De ce ai vrut să facem acest periplu care nu se va opri aici și ai convins zeci, sute de oameni că e important să vorbim despre digitalizare, să nu pierdem acești bani. O faci în timp ce vorbești despre copii, despre nevoia de educație, despre dezvoltarea antreprenorială, despre o mie de lucruri care, fără care România nu merge mai departe. Bună dimineața, Cluj! Mulțumesc mult, Sandra! Îți mulțumesc pentru toată deschiderea și disponibilitatea de a călători și de a fi parte din organizarea noastră, pentru că asta se întâmplă și asta facem noi, cei de la CONAF. Trebuie să-ți mărturisesc că eu cred cu tărie că rolul organizațiilor patronale este nu să se implice, nu doar să vorbească. Este bine să vorbim, este bine să creăm punți de dialog, dar e bine să contribuim. Și asta facem noi, aducem un suflu nou în România de 5 ani de zile. La ora actuală, CONAF are peste 3.700 de companii, 24 de sucursale și aici este meritul sucursalei Cluj, că astăzi suntem într-o sală atât de frumoasă și că voi sunteți astăzi aici alături de noi și aș vrea să aplaudăm această echipă tânără. Mulțumesc mult! Și reprezentăm la ora actuală vreo 170.000 de angajați. Faptul că Digital App există este ca urmare a nevoilor pe care noi le-am simțit în rândul Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, care au venit la noi și ne-au zis: Cristina, trebuie să facem ceva. Dar mai mult decât campanii de conștientizare și de informare, trebuie să veniți cu niște instrumente care să ne ajute să ne menținem la suprafață. Pentru că după 2 ani de pandemie, multe dintre companiile care activau în zona de întreprinderi mici și mijlocii au fost sufocate și au pierdut echilibru. Multe dintre ele și-au închis activitatea economică. Și am zis: bun, dar ce am putea noi să facem? Și am zis: voi aveți capacitatea și puterea de a coagula nu doar mediul antreprenorial, ci și mediul din administrația publică, locală sau centrală și haideți să creăm un soi de dezbatere astfel încât să veniți cu instrumente facile care pe noi să ne ajute să ne menținem la suprafață și să fim competitivi nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Asta face Digital App. Am ajuns la cea de-a cincea dezbatere. Vă mărturisesc că nu sunt expert în digitalizare, nici n-am pretenția să fiu. Sunt un învățăcel, inclusiv aseară, o să vă povestească Claudia și Călin puțin mai târziu, am sorbit informații pentru a mă ajuta pe mine să-mi dezvolt compania pe care o dețin, pentru că, da, ce să vezi, informațiile din zona aceasta de digitalizare și nu doar de digitalizare, ci și de inteligență artificială, vin ca un tăvălug peste noi. E ca așa ca un bulgăre de zăpadă care se răstogolește și dacă informațiile nu sunt filtrate și nu le luăm pe cele care într-adevăr ne ajută pe noi în activitatea economică, chiar dacă intenția este bună, riscăm să ajungem într-un loc total nepotrivit. În consecință, este bine ca cei care într-adevăr se pricep la acest proces să vină cu informații bune, să vă spună așa da, așa nu, Aici am greșit eu. exact, să vorbească din exemplul propriu și mai mult decât atât, există o nevoie majoră pe care am simțit-o în România, zona de networking, să pui la oaltă companii mici, companii din zona middle sau mare, autorități și aș vrea să nu uităm un lucru. România încă se află pe ultimul loc în ceea ce privește indicele DESI și anume digitalizarea în zona de autorități publice. În consecință, chiar dacă noi am făcut progrese și când noi, spun noi, mă refer la mediul de afaceri, nu este suficient.
Trebuie să creăm punți de legătură astfel încât să ajutăm și autoritățile locale și să multiplicăm exemplul de la Cluj, dar în sens pozitiv, în celelalte județe. Și mi-aș mai dori ceva. Probabil că știți, în România sunt doar 7 județe care contribuie la PIB-ul României. 7. Diferența de județe sug bani de la bugetul de stat. Dacă noi ca și antreprenori o să reușim să creăm plus valoare în județele respective, o să reușim să asigurăm un nivel de trai mai ridicat, o să putem să vorbim de investiții sustenabile, o să putem să vorbim de rata abandonului școlar mai mică, o să putem să vorbim de politici fiscale și așa mai departe. În consecință, deși suntem la a 5-a ediție și noi ne-am propus doar 6 ediții, trebuie să vă mărturisesc că îmi doresc, sau cel puțin ideea după aceste 5 dezbateri care s-a desprins, a fost aceea de a continua și de a ajunge nu doar acolo unde lucrurile sunt într-o sferă foarte frumoasă, ci să ajungem și în județele unde oamenii chiar nu știu ce înseamnă digitalizare. Și unii dintre ei, să știți că am avut surpriza să, în urma chestionarelor pe care le-am făcut, să înțeleagă că digitalizarea înseamnă un site, o căsuță de e-mail, înseamnă Excel, Word și PowerPoint. Dar nu e doar despre atât. Digitalizarea înseamnă eficientizarea proceselor, înseamnă mărirea randamentului, înseamnă capacități mai mari de producție, înseamnă o cifră de afaceri implicit mai mare, care, da, într-adevăr, vine cu o reticiență la pachet pe care românii o au, frica de schimbare. Dar cred că despre toate acestea aveți astăzi o serie de invitați special pe care noi i-am adus alături de noi la Digital Lab, la cea de-a 5-a ediție, iar eu o să stau cu minte frumos în primul rând și o să-mi iau lecțiile ca de fiecare dată și o să mă pregătesc pentru luna mai, când vom avea cea de-a 6-a dezbatere la Timișoara, acolo unde vom prezenta și rezultatele celor 6 ediții. Vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumim mult de tot, îți mulțumim pentru că ai inițiat acest proiect și pentru că îl faci să continue, pentru că sunt convinsă că nu vom rămâne la 6. Îți mulțumesc mult!